Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Gaura din buget a ajuns la 45 de miliarde de lei. Mă urmărim. E asta. Mult de puțin? E foarte mult, e uriaș. 45 de miliarde de lei a declarat aseară ministrul finanțelor Marcel Boloș, care a încercat să explice într-un interviu la Digi24 ce măsuri se pregătește să ia guvernul PSD-PNL pentru reducerea deficitului, care a crescut atât de mult încât pune în pericol fondurile europene. Miliarde de euro pentru dezvoltarea României. Deja nu reușesc să mențină deficitul ăsta sub control. Ciu-ciu. Chiar ne facem praf. Nu e nimic de glumit aici, adică serios, este foarte, foarte rău. În continuare, nimic clar despre reducerea cheltuielilor statului. Domnul Boloș spune că banii publici trebuie cheltuiți responsabil și cu respect față de contribuabili și că trebuie o colectare mai bună. Dar astea sunt generalități, adică spune asta, zice și el, că așa l-au învățat la trainingurile media, așa a stabilit. Hai să zicem că trebuie să fim mai responsabili. Sunt generalități goale de conținut, atâta timp cât realitatea arată exact contrariu. Risipă a banului public și o evaziune fiscală uriașă, pentru reducerea căreia guvernul nu face nimic, de fapt, și nici nu vrea să facă ceva, decât să vorbească. Că spune, o să reducem evaziunea fiscală. Știu, reduceți de 30 de ani încoace, vorbiți despre asta. Vă reamintesc declarația recentă a președintelui UDMR, Cheleme Hunor, care a explicat că digitalizarea ANAF, care ar eficientiza semnificativ structura, n-a putut fi făcută pentru că ar fi însemnat reduceri de personal. Câte 200-300, poate chiar și 400 de posturi din sistem pe fiecare județ. Și nu se face. Nu se face așa ceva. Cum să dăm oameni afară care n-ar mai avea ce să facă? Îi ținem angajați și avem evaziune fiscală. Cât de mare este? Potrivit unor estimări, bugetul României pierde anual câte 150 de miliarde de lei din cauza evaziunii fiscale. Adică de peste 3 ori cât e gaura din buget. 45 de miliarde de lei. Înțelegeți? Deci am putea fi bogați. Da, adică aici sunt banii dumneavoastră. Cum se spune? Băi, evaziunea fiscală este de 3 ori mai mare decât gaura din buget, din cauza căreia riscăm prăbușirea economiei acestei țări. Așa, dar guvernul, care nu are niciun plan concret și nicio intenție de fapt să reducă evaziunea fiscală, vrea să crească taxele și impozitele în speranța că va încasa mai mult. Problema cu această abordare, mă rog, sunt multe probleme, dar una dintre problemele principale este că statul vrea să ia mai mulți bani tot de la ăia care plătesc acum, în timp ce ignoră pe cei care nu plătesc. Cu alte cuvinte, creșterea taxelor și impozitelor va lovi în afacerile corecte și în cetățenii corecți, care vor privi spre cei care nu plătesc nimic sau aproape nimic, cei care nu vor fi afectați, că pe aia nu îi afectează, cresc taxele și impozitele, sau TVA, noi oricum nu plătim, poate să crească oricum, că nu ne interesează. Deci oamenii corecți se vor întreba pe bună dreptate, bă, dar noi de ce suntem mai fraieri? Adică tot noi? Serios. Bun, iată, de exemplu, statul are de recuperat peste 83 de miliarde de lei ca datorii ale companiilor care au restanțe de plată la fisc. Restanțe de diferite feluri. Contribuții, taxe, impozite, nu știu ce. Bun, sunt cu totul 36.533 de firme cu datorii. Cum spuneam, 83,5 miliarde de lei. Deci de aproape două ori mai mult decât gaura din buget. Datoriile acestor firme sunt de două ori mai mari decât gaura din buget. Dar atenție, 373 de companii cu capital de stat din aceste 36.000 au un total datorii de aproape 20 de miliarde de lei. Adică aproape un sfert din totalul restanțelor. Deci mai simplu spus, 1% din companiile cu restanțe din țara asta sunt ale statului, iar acestea acumulează 25% din datorii. Tare. Adică 1% din companiile cu restanță au de plată aproape cât jumătate din gaura de la buget. Gaură pe care guvernul vrea să o acopere prin creșterea taxelor și impozitelor și birurilor pe cetățenii cinstiți care își plătesc datoriile. Nu vi se pare scandalos, totuși? Bun, asta este documentarea făcută de ziarul Libertatea. Ce face statul pentru a recupera acești bani? Păi nimic. Companiile acestea de stat, găuri negre în economia României, care sunt de fapt falite. Ele sunt ținute în viață de ani și ani de zile, artificial, din rațiuni pur politice și electorale. Voturi. Sunt mari angajatori în zone sărace,
Așa că partidele de la guvernare nu-și permit să închidă aceste găuri negre, că se tem să nu piardă voturi. Și probabil că banii aceștia nici nu mai pot fi recuperați vreodată. Primele trei companii cu restanțe, ca mărime, da? Sunt toate de la stat. Compania Națională a Huilei, 5,2 miliarde de lei. CFR Marfă, 2,16 miliarde de lei. Complexul Energetic Hunedoara, 1,74 miliarde de lei. Iar în top 20, cei mai mari restanțieri, 7 societăți sunt de stat. Acestea au de dat cu totul 13,2 miliarde de lei, a aflat Libertatea. Vedeți cum se joacă cu miliardele, miliarde și miliarde de lei. Încă o dată, gaura la buget, 45 de miliarde. Pentru gaura asta de la buget este toată discuția. Cum să mai punem niște biruri? În condițiile în care, tocmai am arătat, evaziunea fiscală, 150 de miliarde de lei pe an, datoriile companiilor de stat, jumătate din gaura de la buget. Dar știi că dacă ești firma privată și ai 100 de lei sau un leu datorie, te-a spart. Te-a rupt, te blochează conturile, n-ai nicio șansă. Da. Eu am povestit, am uitat odată în urmă, cu mulți ani, când se făceau... Nici nu contează că ai uitat sau nu, te s-a întâmplat, știi? Da. Să ai o datorie... Erau OP-uri pe hârtie, dale, autocopiante, trebuia să le duci la bancă, știi? Să plătești taxele pe salariați, pe nu știu ce. Bă, și am întârziat odată, am uitat pur și simplu să mă duc la bancă. Plăteam în fiecare lună. Firma mea are deja 20 de ani. Mamă, blocare de conturi, m-a sunat contabil, aoleu, ce ați făcut, ce nu știu ce, 3 luni am tras după aceea, doamne, am uitat pur și simplu să mă duc. Ai putea să faci tu o petrecere de 20 de ani pentru angajați. Da. Bun. Încă un exemplu de bani publici risipiți, fără nicio jenă. Aproximativ, știți că în România sunt ceva mai mult de 3000 de primării în țara asta, unități administrativ-teritoriale, cum se cheamă, municipii, orașe, comune și așa mai departe. Aproximativ 80% dintre aceste primării din România sunt și ele falite. 80%. În sensul că abia dacă își pot asigura salariile personalului din taxele și impozitele locale pe care reușesc să le colecteze. Și nu pentru că sunt mici taxele și impozitele, ci pentru că sunt primării în localități foarte mici. Deci nu au de la cine să colecteze. Dar aceste primării au foarte mulți angajați. Comparat cu câți cetățeni sunt în primăria respectivă, în localitatea respectivă, mă rog. Iată, din cele 2800 de comune din România, aproape 2400 au sub 5000 de locuitori. 900 n-au nici măcar 2000. 117 orașe din cele 216, câte sunt, n-au nici măcar 10000 de locuitori. 80% din primăriile din această țară au nevoie de bani de la guvern și de la consiliile județene ca să poată funcționa, măcar dar aminte să mai și performeze. Cum am mai spus, oamenii aceia, primăriile acelea există doar ca să plătească salarii propriilor angajați, că nu mai au bani de altceva. Își contrazic scopul existenței lor. Am văzut aseară un reportaj, anchetă foarte bună la ProTV, din orașul Vașcău, din Bihor. Un oraș cu 2000 de locuitori. Cât o scară de bloc din Berceni. Mai mare, așa? Și sunt 40 de angajați în această primărie a unui oraș doar cu numele. Primarul are șofer personal și consilier. Mă înțelegi? Sunt 12 paznici la primăria asta. Pe cât a reușit să strângă anul trecut primăria Vașcău din taxe locale, tot pe atât a trebuit să mai primească de la guvern. Că altfel nu putea să-și plătească nici măcar facturile și salariile. Deci jumătate. Jumate au strâns ei, jumate le-a dat de la București. Și le-a mai dat și Consiliul Județean ceva. Ce spunea domnul Boloș? Că e nevoie de respect în cheltuirea banului public. Unde e respectul în situația asta? Și încă o dată, 80% din primării sunt în această situație. Trebuie să primească bani lunar de la guvern, pentru că altfel nu pot funcționa. Este evident că aici e o nevoie acută de o reorganizare serioasă. Doar că, iar niciun guvern nu face ce trebuie să facă, pentru că voturi. Singurul motiv de existența acestor consumatori de resurse este că mai adună niște voturi pentru cine îi ține în viață. Iar voturile acestea, aduse de niște primării care n-ar trebui să existe, sunt plătite, de fapt, tot de cetățenii ăia fraierii care mai plătesc taxe și impozite în țara asta. Nu de evazioniști. Evazioniștii nu contribuie. Și asta e o politică constantă de ignorare a realităților economice și fiscale din România și care merge de ceva timp, merge un timp, dar deznodământul
E clar, adică e garantat, falimentul este garantat cu modul ăsta de lucru. Și singurul lucru pe care îl fac guvernele e să amâne momentul. Cât se mai poate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.